Salut, prieten! Astăzi vă prezint un plugin nou. Un plugin care va crea o pagină pe site-ul vostru, o pagină pentru articole, un mic blog, dacă vreți să îi spuneți așa. Haideți să vă arăt despre ce este vorba și cum funcționează acest plugin. Mergem să instalăm acest plugin. Îl adăugăm, dăm calea către el, îl avem aici, îl urcăm și îl instalăm. Acesta este pluginul. O să găsiți linkul spre market în textul deasupra tutorialului, linkul spre acest plugin. După instalare, o să avem un meniu în sub tabul plugins pentru pluginul CBKBlog. Așa se numește pluginul acesta. Primul lucru care trebuie să-l faceți este să editați tema voastră, să adăugați linkul spre această pagină. Mergem în rădăcina site-ului nostru. Eu sunt pe localhost, în Xamp. Voi o să folosiți un client de FTP, FileZilla sau alt client și edităm tema noastră. O să adaug un link în subsol. Edităm fișierul footer.php. Dacă doriți să adăugați acest link în altă parte, editați alt fișier. Dacă doriți să adăugați în header, atunci trebuie să editați fișierul header.php. Eu o să adaug acest link în subsol, sub pagini și editez footer.php. O să adaug aici acest link. Un titlu, simplu blog și funcția care va afișa linkul spre acea pagină care este în help din plugin, o adăugăm aici. Salvăm modificările, iar acum ar trebui să avem acel link în subsol. Dacă dăm click pe acel link, o să ajungem pe pagina blogului. Din păcate, nu avem articole. Mergem să adăugăm și noi un articol. Mergem în setările pluginului. Va trebui să setăm prima dată categoriile. Mergem pe tabul categorii. Numele categoriei. Trebuie să fiți atenți la nume, să folosiți caractere latine pentru că acest nume va fi folosit în momentul când sunt activate linkurile prietenoase pe site-ul nostru. Va fi inclus în linkul spre articolul nostru și în linkul de căutare. Dacă nu sunt caractere latine, nu va funcționa, deci va afișa o eroare. Salvăm această categorie, iar acum mergem să adăugăm un articol nou. Selectăm categoria. Dacă dorim să afișăm articolul, selectăm activ, dacă nu, în așteptare. Trecem un titlu. Un conținut pentru acest articol. Avem posibilitatea să adăugăm o imagine în articolul nostru sau să setăm o miniatură pentru articolul nostru. Această miniatură va fi afișată pe pagina principală și pe pagina de căutare. În OsClass nu avem posibilitatea să adăugăm imagini decât la anunțuri. Dacă dorim să includem în editorul nostru o imagine, trebuie să adăugăm calea către imaginea noastră. Deci trebuie să urcăm imaginile într-un folder pe site-ul nostru, în rădăcina site-ului nostru și să copiem calea către imaginea noastră să o adăugăm aici. Am construit acest plugin în așa fel încât să putem urca aceste imagini și să fie adăugate automat, fără să mai trebuiască să le urcăm noi prin FTP, să copiem calea. Pur și simplu selectăm imaginea pe care dorim să o adăugăm în articol și el o va urca pe site-ul nostru și o va adăuga în articolul nostru simplu și ușor. Ce vă sfătuiesc, înainte de a urca imaginile pe site, vă sfătuiesc să redimensionați aceste imagini la dimensiunea pe care o folosiți în articolul vostru. Pluginul nu va redimensiona aceste imagini când vor fi urcate pe site, vor fi urcate la dimensiunea originală.
Paginile mari vor încetini site-ul vostru, deci vă sfătuiesc să le redimensionați și să nu le urcați la dimensiunea originală pentru că o să încetinească pagina respectivă. Mai puteți să setați o miniatură pentru acest articol, puteți urca o nouă miniatură simplu și ușor sau să setați o miniatură dintre imaginile urcate. Haideți să postăm acest articol și vom merge pe blogul nostru să vedeți cum arată articolul respectiv. Avem categoria din care face parte acest articol. Cum v-am spus, va fi inclus în link numele categoriei. Deci trebuie să folosiți caractere latine pentru a seta numele categoriei. La fel, va fi inclus în link numele categoriei și titlul acestui articol. Din nou, trebuie să folosiți caractere latine pentru a seta titlul acestui articol dacă doriți să folosiți aceste linkuri prietenoase pe site-ul vostru. Dacă nu doriți, atunci puteți seta, puteți introduce și alt tip de caractere. Așa arată pluginul. Avem prima pagină unde vor fi afișate un număr stabilit de articole. Aveți opțiune în admin. Avem pagina de căutare, unde putem căuta după articole, după titlul articolului, și avem pagina articolului unde avem informațiile din articolul nostru. Dacă vom publica mai multe articole, haideți să mai adăugăm unul. Vor fi afișate articole din aceeași categorie. Se pare că nu l-am activat. Dacă nu este activ articolul respectiv, nu va fi afișat pe site. Deci avem aici în subsol articole din aceeași categorie, posibilitatea să distribuim pe Facebook, Twitter și Google+. Un plugin simplu care vă permite să adăugați anumite articole într-o pagină din site-ul vostru cu anumite informații referitoare la promoții sau la anumite schimbări de pe site-ul vostru. Haideți să vă prezint ce setări aveți disponibile. Puteți să administrați imaginile urcate, le puteți șterge sau puteți adăuga imagini noi, simplu și ușor de aici. Bineînțeles că aceste imagini sunt actualizate automat și în momentul când urcăm, când în momentul când adăugăm un articol sau când edităm un articol, deci le găsim aici simplu și ușor. Câteva setări disponibile pentru acest plugin. Putem schimba poziția sidebar-ului, stânga sau dreapta, numărul de articole pe pagina principală, deci pe această pagină, numărul de articole pe pagina de căutare, este vorba despre această pagină. Pentru linkurile prietenoase putem schimba această parte, deci dacă nu vreți să folosiți blog, puteți trece altceva. Și o să avem acest link. Puteți schimba numele folderului în care se urcă aceste imagini pe site-ul vostru. Deci dacă mergem în rădăcina site-ului nostru, în OC Content, Uploads, o să avem numele blog. Puteți schimba acest nume dacă mai aveți în acest folder Uploads alt folder cu numele blog. Puteți schimba denumirea acestui folder aici simplu și ușor. Și titlul pentru această pagină, în momentul de față este numele site-ului vostru. La mine este localhost, la voi o să fie dacă este un domeniu, numele domeniului .ro sau .com. Puteți schimba simplu aici și se va schimba și pe pagina principală sau pe pagina de căutare în această bară. Mai departe, aveți posibilitatea să adăugați un conținut în sidebar, de exemplu, un cod AdSense sau o căsuță de like. Adăugați codul vostru aici și o să apară în sidebar. Numărul de articole din admin,
Deci, articole pe această pagină, de fapt, numărul de categorii, îmi cer scuze, numărul de categorii de pe această pagină, numărul de articole de pagina aceasta și numărul de imagini, da? De pe pagina media. Unde putem șterge anumite imagini, trebuie să fiți atenți să nu fie folosite aceste imagini în articole. Dacă vom șterge o imagine care este folosită într-un articol, această imagine nu va mai fi afișată pentru că este ștersă de pe serverul nostru, dar calea către ea există în baza de date în articolul nostru. Deci dacă ștergem această imagine, ea nu va mai apărea în articol, dar calea către acea imagine există în articolul nostru. Deci trebuie să edităm articolul nostru și să ștergem calea către această imagine, pentru că ea nu mai există pe serverul nostru. Un plugin care vă permite să creați această pagină de blog pentru site-ul vostru. Adăugați informații pe această pagină, mai multe informații despre promoții sau anumite informații de care utilizatorii voștri sunt interesați. Sper să vă fie de folos acest plugin. O să găsiți linkul spre acest plugin în textul deasupra tutorialului pe blog. Eu vă doresc o zi bună, la revedere!